De câteva săptămâni tot auzim în media termeni precum electori, colegiul electoral, Joe Biden conduce la nivel național doar, statul Florida e unul cheie sau Pennsylvania joacă unul din rolurile principale și cu siguranță vă sunt bulversante. Asta pentru că sistemul de vot american e diferit de cel al nostru sau de cel european în general. De altfel, în SUA e posibil ca acel candidat ce obține cele mai multe voturi populare să piardă alegerile. Prin acest sistem este posibil ca un candidat ce obține cele mai multe voturi din partea publicului, culmea să nu fie câștigătorul. Și acest lucru se datorează faptului că președintele nu e ales direct de către alegători, ci prin ceea ce e cunoscut la ei sub numele de colegiu electoral. Când americanii merg la urne la alegerile prezidențiale, ei votează de fapt pentru un grup de oficiali care alcătuiesc un colegiu. Colegiul se referă pur și simplu la un grup de oameni cu o sarcină comună. Aceștia au responsabilitatea de a alege președintele și vicepreședintele. Scrutinul pentru Casa Albă este unul indirect, în care delegații și electorii din colegiul electoral iau locul votanților direcții. Scopul sistemului este ca statele cu o populație redusă să nu fie ignorate în procesul electoral. Toate cele 50 de state federale americane au un număr prestabilit de electori în colegiul electoral, aproximativ proporțional cu populația statului. În total, colegiul e format din 538 de electori, din care 435 sunt distribuiți în funcție de populația statelor, iar 100 sunt distribuiți câte 2 pentru fiecare stat american. Alți 3 electori sunt desemnați pentru capitala Washington DC. Pentru ca un candidat să câștige alegerile are nevoie de susținerea a cel puțin 270 de electori, jumătate deci plus unul. Distribuirea electorilor se face aproape în toate statele după principiul câștigătorul ia totul, astfel candidatul care obține majoritatea votului popular într-un stat va obține toți electorii acelui stat. Există însă două excepții. Maine și Nebraska, unde electorii sunt repartizați proporțional, Principalul dezavantaj al sistemului electoral american e faptul că unele voturi sunt mai valoroase decât altele, mai ales în cazul așa numitelor swing states, state cu o populație însemnată și care oscilează între republicani și democrați. Acestea sunt principalele câmpuri de luptă pentru candidați și decid de regulă soarta scrutinului. Practic, americanii votează pentru electori, nu pentru candidații propriu-ziși. Electorii sunt oficiali din stat sau membri ai partidelor, dar numele lor nu apare de regulă pe buletinul de vot. Numărul de electori pe care i-are fiecare stat e egal cu numărul reprezentanților pe care i-are în Camera Reprezentanților și în Senat. California, de exemplu, cel mai mare stat, are 55 de electori, în timp ce Wyoming, stat cu populație redusă, are numai 3. Există întotdeauna riscul la finalul zilei alegerilor să nu fie clar câștigătorul, exact cum se întâmplă și astăzi. Unul din scenariile posibile poate fi rezultatul prea strâns pentru a fi decis fără numărarea tuturor voturilor. Un alt scenariu e ca alegerile să fie contestate în instanță, ceea ce ar putea duce la un ordin judecătoresc de renumărare. O a treia posibilitate e ca ambii candidați să aibă câte 269 de electori în colegiu, caz în care Camera Reprezentanților votează pentru a alege următorul președinte. Alegerile prezidențiale din anii 2000 au fost al patrulea scrutin din istoria SUA și primul din ultimii 112 ani în care câștigătorul nu a obținut cele mai multe voturi din partea populației. Istoria acestui sistem. Când fondatorii SUA au creat sistemul colegiului electoral. În 1787 nu era posibil ca un candidat la președinție să poată organiza o campanie la nivel național. În plus, identitatea națională era departe de a fi cristalizată. Varianta alegerii președintelui de către Congres a fost respinsă pentru că ar fi provocat prea multe diviziuni. De asemenea, alegerea unui președinte de către administrațiile statelor a fost eliminată pentru că ar fi subminat autoritatea federală. Alegerea unui președinte prin vot direct a fost evitată de asemenea de teama că oamenii își vor vota candidatul local favorit și nu va exista niciun candidat cu o majoritate suficientă pentru a guverna toată țara. A fost ales sistemul electorilor bazat într-o oarecare măsură pe colegiul cardinalilor care îl aleg pe papă. Autoritățile au plecat de la premiza că persoanele cele mai bine informate și mai înțelepte din fiecare stat se vor întruni pentru a alege un președinte pe baza meritelor acestuia, fără a ține cont de loialitatea lor la nivel de stat. De exemplu, dacă Joe Biden câștigă 50,01% din voturile din California, cel mai mare stat, îi se acordă toate cele 55 voturi pe care statul le are prin electorii săi. Trump obținând 0 voturi din statul respectiv, chiar dacă a fost votat de 49,99% din alegători. Exemplul se aplică și invers. Un candidat poate câștiga cu o diferență foarte mare: 80 la 20. Și totuși va obține același număr de voturi electorale ca în cazul în care s-ar impune cu 51 la 49. Prin urmare, e posibil ca un candidat să devină președinte câștigând o serie de state importante, în ciuda faptului că are mai puține voturi în toată țara. De aici bătălia pe anumite state cheie din SUA. Sistemul explicat mai devreme e motivul pentru care candidații la președinție. Își îndreaptă atenția spre swing states, state în care votul ar putea merge în ambele sensuri. Mai degrabă decât să încerce să câștige cât mai mulți alegători posibil în toată țara, e mai important să câștige mai multe state decât să obțină diferențe mari. Fiecare stat pe care îl câștigă îi apropie de cele 270 de voturi ale colegiului electoral de care au nevoie pentru a obține mandatul. În aceste alegeri prezidențiale, statele decisive sunt considerate Michigan cu 16 electori, Carolina de Nord cu 15, Ohio cu 18, Pennsylvania cu 20, Texas și Wisconsin cu 38 respectiv 10 electori. Acest colegiu electoral, în istorie, a fost de asemenea favorizat de statele din Sud, unde sclavii alcătuiau o mare parte din populație. Chiar dacă sclavii nu puteau vota, ei erau numărați la recensământul SUA. Ca 3/5 dintr-o persoană. Deoarece numărul voturilor electorale a fost determinat de mărimea populației unui stat, statele din Sud au avut mai multă influență în alegerea președintelui decât le-ar fi dat un vot public direct. În secolul XIX, acest sistem a menținut un echilibru între dorințele statelor din Nord și cele din Sud. După războiul civil și cu precădere mai târziu, în secolul 20 au apărut voci care au cerut renunțarea la acest sistem de vot și trecerea la cel bazat pe votul populației. În total, în ultimele două secole au fost depuse peste 700 de propuneri în Congres pentru reformarea sau eliminarea colegiului electoral. Niciuna nu a devenit lege din cauza obstacolelor constituționale. Voi ce sistem credeți că este mai corect? Aștept părerea voastră în comentarii. Uh. În principal despre ce s-a întâmplat cu domnul ăsta Trump, care cu siguranță și-a semnat acum cu, pentru al doilea mandat de președinte în Statele Unite. Ce să zic, e... am fost la un milimetru, să zicem, 2 mm de, a vedea în direct ceea ce nu s-a mai întâmplat de la Kennedy din coace, o, un asasinat al unui președinte SUA în plină zi și în direct și am fost la 2 mm de o schimbare drastică a istoriei. Nu știu dacă în bine sau în rău, asta doar un univers alternativ ni l-ar putea spune. Ce ar fi fost dacă? În schimb, ca și concluzie, ce pot să trag e că lucrurile nu, nu, nu cred că ar fi arătat bine deloc pentru că s-ar părea că ar fi ar fi pe fază, ar fi de vină la, la faza asta și cei din Iran. Vă dați seama că nu, eu nu cred în teoria asta cum puști, s-a apucat el să ia un sniper și să se suie undeva și să l împuște pe ăsta și ăstea povești de a dormi copii. Siguranța a fost ceva orchestrat, poate și cu voia serviciilor, pentru că să mă iertați, da? Să să nu, cum să spun, să nu acoperi zona Un perimetru de 2-300 de metri Fiind lunetiști Aproape, mi se pare Adică l-ai reperat în 20 de secunde De când trăgea, dar până atunci Nu l-ai reperat, n-ai văzut un sniper Pus pe un stativ pe, pe un acoperiș Hai să fim serioși Hai să fim serioși Eu nu cred în treaba asta, așa că Eu cred că Cineva și-a dorit mai mult asta decât băiatul ăla. Dar, în fine, un, una la un miliard, cred că este această probabilitate uh, de mișcare a urechii la milisecundă înaintea venirea glonțului. Mi se pare ceva total, uh, cum să spun, utopic. E ceva de, 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 la nivelul de miracol ce s-a întâmplat cu, cu mișcarea asta, pac, în care glonțul, în loc să-i străpungă partea asta laterală și să iasă prin cerebel, i-a, șter șters urechea, efectiv. Omul ăsta cu siguranță are un destin de împlinit, ceva trebuie să facă, bine rău vom vedea, dar ceva trebuie să facă. Eu cred și în treaba asta providențială, adică nu, nu se poate să ai zilele astea și să ai genul ăsta de noroc Adică nu, deja nu mai vorbim de noroc aici Este să scapi dintr-un atentat Cu sniper, e ceva Cum să spun Ca învierea lui Lazar aproape De nivelul miracolului, pentru că Iar Ce spun unii, că e ceva orchestrat La nivelul de administrație Trump, hai să fim serioși Hai să fim serioși, cine dracu ar, ar Ar face chestia asta Genul ăsta de cum se spun, uh, uh, feicuială și să, să întorci tu capul la secundă, bă, doar îmi ștergeți așa urechea, am încredere că știți voi cum să apăsați pe... Adică să-și fi provocat Trump treaba asta, hai să fim serioși. E așa ceva, nu cred, pentru că nu se lăsa cu răni. Iar cine spune că și-a a tăiat el la ureche când s-a lăsat în jos, astea sunt niște povești. Sunt unghiuri din spate, deci din, din cei care îl aplaudau din spate, filmări clare din spate care arată că a fost, au fost gloanțe pe bune, trase, de altfel au și murit, dacă nu mă înșel, doi oameni, pentru că gloanțele -au, au, intrat în cineva, în mulțimea aia, vă dați mai era și imposibil să nu intre. Și, din păcate, au murit alții nevinovați. Glonțul care trebuia să-l omoare pe Trump astăzi va ricoșa, din păcate, în Partidul Democrat. Acolo va nimeri în plin, Imaginea cu Trump plin de sânge care la câteva secunde după atentat asupra sa are forța să ridice pumnul în timp ce lumea scandează USA este atât de puternică încât e imposibil să te bați cu așa ceva. Cred că e foarte clar cine va câștiga alegerile în SUA anul acesta. Iar tentativa aceasta de asasinat asupra fostului președinte Trump reprezintă un atac grav însăși la adresa Statelor Unite. Nimic nu poate justifica violența în politică. E absolut șocant. Această veste tristă ne obligă pe toți să înțelegem mult mai bine cât de fragil e totul în viață și cum un asemenea eveniment tragic va schimba și mai mult lume. Gândurile se îndreaptă către președintele Trump. Contextul în care a avut loc tentativa de asasinat califică acest atentat drept un atac la adresa democrației și libertății, un atac la valorile fundamentale care definesc SUA. Funcția prezidențială, atât în exerciției ei cât și după, reprezintă în sine o instituție cu multe riscuri. Indiferent de opinii politice, indiferent de persoană, de afinități, violența nu are ce căuta într-o societate civilizată. Tentativa de asasinat asupra lui Trump este un act criminal deosebit de grav. Un om a murit și trei au fost răniți, fostul președinte fiind efectiv la câțiva milimetri de moarte. Dar și societatea americană trebuie să se gândească serios de ce s-a ajuns la un astfel de nivel de violență și de ce oferă acces atât de ușor la arme care provoacă tragedii. Libertatea nu trebuie să însemne crimă motivată politic, și nici politica nu trebuie să ducă la retorică în asemenea nivel de agresivitate. Violența verbală aduce violență fizică, dar nu trebuie să se ajungă aici. FBI l-a identificat pe autorul tentativei de asasinare a lui Donald Trump. E vorba despre un bărbat de 20 de ani din Pennsylvania, Thomas Matthew Crooks. Motivele sale nu sunt cunoscute încă. FBI l-a identificat pe acesta drept subiectul implicat în tentativa de asasinare. Donald Trump, 78 de ani, a fost la un pas să fie asasinat în Pennsylvania, în timpul unui discurs electoral susținut sâmbătă 13 iulie, în jurul orei locale 18. Candidat în cursa prezidențială din SUA, Trump a fost rănit la urechea dreaptă după ce o persoană a tras focuri de armă în direcția sa. Un spectator care s-a aflat pe traiectoria gloanțelor a fost împușcat în cap și a murit pe loc, iar atacatorul a fost omorât și el de lunetiști. Trump urma să participe la o gală UFC din Denver în noaptea de sâmbătă spre duminică. Fostul președinte era de așteptat de un număr mare de susținători. În presa americană s-a răspândit un fake news conform căreia Trump urma să fie o de mii de spectatori la gală pentru faptul că a ales să se prezinte chiar și în urma celor întâmplate. Între timp, gala a avut loc și Trump a fost nevăzut spre marea dezamăgire a celor prezenți. De asemenea, nici Donald Trump n-a scăpat nevătămat, un glonț atingându-l pe politicianul republican în lobul urechii. Conform unor informații apărute pe rețelele de socializare, tânărul a mărturisit într-un clip că îl urăște pe Donald Trump. Iată și reacția sa. Vreau să mulțumesc Secret Service și tuturor forțelor de ordine pentru reacția lor rapidă la atacul armat care a avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important vreau să transmit condolențele mele familiei persoanei de la Meeting care a fost ucisă, precum și familiei unei alte persoane care a fost grav rănită. E incredibilă că un astfel de act poate avea loc în țara noastră. Nu se știe deocamdată nimic despre atacator care este acum mort. Am fost împușcat cu un glonț care mi-a străpuns partea superioară a urechii drepte. Am știut imediat că ceva nu e în regulă pentru că am auzit un șuierat împușcături și am simțit imediat glonțul străpungând urechea. A fost o sângerare abundentă, așa că mi-am dat seama atunci ce s-a întâmplat. Dumnezeu să bine binecuvânteze America, mai scris Donald Trump în postare. Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat sâmbătă de Secret Service de la un meeting de campanie în Pennsylvania cu sânge la urechea dreaptă după ce o persoană a tras cu arma spre el. Atacătorul a fost ucis, iar un susținător care se afla în public a murit. Joe Biden condamnă atacul armat împotriva adversarului său. Președintele în funcție și candidatul democrat Biden, care participase la o liturghie în Delaware pe durata atacului, a condamnat această... A condamnat acest eveniment. Nu există loc în America pentru acest tip de violență. Trump e rănit, e unul dintre motivele pentru care trebuie să unim această țară. Nu putem permite ca acest lucru să se întâmple și nu putem fi așa. Nu putem tolera asta. Biden spune că a încercat să ia legătura telefonică și prin e mail cu Trump. Președintele spune că adversarul său republican este în stare bună și medicii se descurcă bine. Alți oficiali democrați, printre care vicepreședintele Kamala Harris și fostul președinte al Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi, a condamnat atacul și au scris că se bucură că Trump a supraviețuit. Candidatul independent la președinție, Kennedy, face apel la solidaritate și rugăciune pentru Trump și familia sa. Președintele Mike Johnson a postat pe X că se roagă ca Trump să fie bine. Secretarul de stat Anthony Blinken a spus că este șocat și întristat de incident, dar recunoscător că Trump e în siguranță. Personalul de campanie electorală al președintelui Biden a fost îndemnat să se abțină de la a comenta despre împușcăturile de la meeting și din lumea afacerilor au venit declarații. Elon Musk, directorul de executiv de la X și SpaceX, i-a urat fostului președinte recuperare rapidă. Numărul tentativelor de asasinare la adresa politicienilor e în creștere alarmantă. Fostul președinte american Trump este al patrulea oficial politic de nivel înalt a cărei viață este pusă în primejdie de la începerea anilor 2020. În 2021, președinții statelor Chiad și Haiti au fost împușcați mortal. În 2022, fostul premier nipon Shinzo Abe a fost asasinat cu o armă artizanală, iar fostul premier pakistanez Imran Khan a fost împușcat în picior. În 2023, un candidat pentru președinția Ecuadorului a fost asasinat, iar Robert Fico, în 2024, pe 14 mai, a fost grav rănit după ce a fost împușcat. Nu doar politicienii sunt vizați de atacuri armate. Aproape 5.000 de americani au murit în urma atacurilor armate din sumă numai în acest an. Procurorul districtului Butler Country, Richard Goldinger, i-a spus prezentatorului de la CNN că n-a mai văzut asta de la Reagan încoace. Din 81, președintele de atunci, republicanul carismatic Ronald Reagan a fost împușcat de John Hickley Jr. la Washington DC. Reagan a fost grav rănit de un glonț tras din revolverul asasinului. Glonțul a ricoșat pe partea laterală a limuzinii prezidențiale și l-a lovit la sub brațul stâng, fracturându-i o coastă, perforându-i un plămân și provocându-i hemoragie internă, Ronald Reagan a fost aproape de moarte la sosirea la Spitalul Universitar George Washington, dar a fost stabilizat în camera de urgență. A fost externat pe 11 aprilie. Secretarul de presă al Casei Albe, James Brady, un agent de securitate și un ofițer de poliție au fost răniți. Toți trei au supraviețuit, dar Brady a suferit leziuni cerebrale și a fost paralizat parțial pe viață. Acesta a militat pentru un regim de control mai strict asupra armelor de foc, o lege promulgată în 93 fiind numită în onoarea sa. Din 46 de președinți americani, patru au fost asasinați: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley și John F. Kennedy, ultimul fiind asasinat în 63. Donald Trump este primul președinte american condamnat. Juriul din sua a găsit vinovat în procesul Stormy Daniels. În urma acestui verdict, judecătorul de proces urmează să stabilească pedepsa pe care va trebui să o ispășească Donald Trump. Fostul președinte american e pasibil de închisoare sau de amendă. Donald Trump a fost găsit vinovat pentru toate cele 34 capete de acuzare. Juriul a ajuns la acest verdict cu unanimitate, așa cum prevăd regulile procesului. Sentința va fi anunțată pe 11 iulie. În cadrul acestui proces, Trump este acuzat că a încercat să ascundă plata unei sume de 130.000 de dolari către actrița de filme pentru adulți, Stormy Daniels, pentru că aceasta să nu dezvăluie faptul că a întreținut relații sexuale cu el. Trump a făcut această plată cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale din 2016 într-o încercare de a preveni apariția acestor informații de presă. Fostul avocat al lui Trump, Michael Cohen a dezvăluit anterior că Trump i-a cerut să plătească actriței suma de bani pentru că aceasta să nu dezvăluie nimic despre relația cu el. Trump a pledat nevinovat și neagă că ar fi întreținut relații sexuale cu Daniels în 2006. Condamnarea însă nu-l va împiedica pe Trump să încerce să recâștige casa albă și nici nu-l va împiedica să preia funcția dacă va câștiga. Aceasta ar putea să candideze sau să câștige inclusiv din închisoare. Iar în cazul în care acest Lucru se întâmplă, Trump nu va avea însă recordul de a fi primul candidat prezidențial care conduce o campanie din spatele gratilor. În 1920, candidatul Partidului Socialist al Americii, Debs, Eugene, a candidat la președinția sua din închisoare, obținând peste 910.000 de voturi atunci. Între timp, Trump va fi liber să vorbească cu presa, să călătorească și să-și continue campania prezidențială. De asemenea, nu va mai fi legat de ordinul de interdicție care interzicea să discute despre martorii jurați și membrii familiei judecătorului. Acuzațiile împotriva lui Trump sunt infracțiuni de clasa E, cea mai puțin gravă categorie în conformitate cu legislația New Yorkului. Fiecare acuzație este pasibilă de o pedeapsă maximă de patru ani de închisoare. Sentința lui Trump ar putea include amenzi și restituiri, eliberare condiționată sau alte condiții, dar o pedeapsă cu închisoarea nu e exclusă. Merchant are o largă libertate de apreciere pentru a stabili sentința lui Trump și poate lua în considerare tot felul de lucruri în decizia sa finală. Unii dintre acești factori, cum ar fi vârsta de 77 de ani și lipsa unui cazier judiciar anterior, vor cântări probabil în favoarea lui Trump. Dar comportamentul lui Trump în timpul procesului ar putea influența și el decizia finală. Aceasta ar putea fi o problemă pentru fostul președinte care l-a atacat public pe judecător și l-a acuzat de părtinire politică pe tot parcursul procesului. De asemenea, judecătorul l-a acuzat anterior pe Trump că a încercat să intimideze instanța, ceea ce a dus la extinderea ordinului de interdicție pe care Trump avea să-l încalce ulterior de 10 ori. Încălcarea de către Trump a ordinelor de tăcere, de foi mare de către acesta a procesului judiciar, a judecătorului sau a acuzării, toate acestea poate să le ia în considerare. Experții tind să creadă că e foarte puțin probabil ca Trump să fie condamnat la închisoare ca urmare a verdictului privind plățile falsificate. Aș fi șocat dacă Trump va fi condamnat la închisoare. El a adăugat că o sentință de eliberare condiționată ar fi normală pentru un inculpat mediu condamnat pentru aceeași infracțiune, declară cei din juriu. Mercian a precizat pe tot parcursul procesului că e conștient de statutul politic unic al lui Trump și și-a exprimat anterior reticența de a-l trimite pe președinte după Grati. După ce Trump a fost acuzat de sfidare în data de 6 mai, pentru că a încălcat în mod repetat ordinul de tăcere, Mercer a declarat că pedepsirea lui cu închisoare a fost ultimul lucru pe care vrea să-l facă. Trump va face inevitabil apel la sentință. Dar acest proces de apel se va desfășura pe parcursul mai multor luni, dacă nu chiar ani. Asta înseamnă, chiar dacă Trump va anula în cele din urmă condamnarea dată de Merkel, el nu va putea face acest lucru înainte de ziua alegerilor. Trump va face apel, iar dacă această instanță menține verdictul, Trump ar putea face apel la curtea de apel, cea mai înaltă instanță din New York. Indiferent de ceea ce va face în apel, bătălia juridică a lui Trump nu îl va împiedica să candideze. Constituția SUA prevede că președinții americani trebuie să fie cetățeni americani născuți pe cale naturală, care au cel puțin 35 de ani și care au locuit în țară cel puțin 14 ani. Constituția nu interzice infractorilor să ocupe cea mai înaltă funcție. În cazul în care ar câștiga alegerile prezidențiale din 2024, dacă va fi condamnat, Trump nu va putea să se grațieze sau să obțină renunțarea la urmărirea penală de către biroul procurorului, deoarece. Acesta e un caz la nivelul statului Georgia, asupra căruia statul federal nu are autoritate. Această procedură se referă la o parte din faptele vizate de inculparea din 1 augusta lui Donald Trump într-o instanță federală la Washington pentru presupuse manevre ilegale în timpul alegerilor din 2020 în șapte state cruciale, inclusiv Georgia. Data procesului nu a fost încă stabilită. Fostul președinte care își zdrobește adversarii în sondajele pentru alegerile primare, Urmează să fie judecat în lunile martie și mai 2024. El va trebui să răspundă pentru cumpărarea tăcerii unei actrițe în fața justiției din statul New York, precum și pentru presupusa neglijență în gestionarea documentelor confidențiale în fața justiției federale din statul Florida. Suma uriașă pe care Trump a câștigat-o în 24 de ore după condamnare este fabuloasă. Echipa de campanie a lui Trump a anunțat vineri că a strâns peste 50 de milioane de dolari din donații în 24 de ore după condamnarea penală a fostului președinte. Asta înseamnă mai mult de 2 milioane de dolari pe oră, a transmis echipa sa de campanie într-un comunicat. În câteva minute de la anunțarea verdictului, sistemul digital de strângere a fost copleșit de sprijin și în ciuda întârzierilor temporare legate de traficul online, președintele Trump a strâns 34,8 milioane de dolari în sume mici. Vineri seara, suma a arcat la 52,8 milioane de dolari, o valoare uluitoare. Numai cifra de dimineață era aproape dublă față de cea mai bună zi pentru strângerea de fonduri pentru campanie pe WinRed, platforma oficială de donație a Partidului Republican. Iar 30% din aceste donații au fost făcute de noi donatori. Donald Trump e obișnuit să transforme scandalurile în avantajul său. La câteva momente după ce vinovăția sa a fost anunțată, site-ul său de campanie a început să se redirecționeze pe vizitatori către o pagină de strângere de fonduri care îl declara prizonier politic. Pagina a fost blocată timp de aproape o oră. Vineri, Donald Trump a denunțat un proces foarte nedrept și trucat și a anunțat că va face apel la această înșelătorie. Candidatul republican descrie în mod regulat problemele sale juridice ca o luptă împotriva forțelor răului care sunt statul profund, o entitate nebuloasă despre care teoreticienii conspirației cred că operează în culisele guvernului și administrației Biden. Republicanul îi place să se prezinte ca un martir pentru o cauză, gata să-și sacrifice libertatea pentru binele susținătorilor săi. El susține în continuare că Joe Biden și democrații, cu vânătoarea lor de vrăjitoare, au trezit mișcarea Make America Great Again, sloganul lui Donald Trump, ca niciodată până acum. Asta spun cei din campania sa. În același timp, lupta se va duce în noiembrie, lupta finală. Atunci vom vedea cine îl susține cu adevărat pe Trump și dacă el va fi din nou președintele Americii.